Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat joi hotărârea prin care propune mai multe măsuri. Accesul la restaurantele din mall-uri se va face cu certificatul verde, când rata de infectare va trece de 3 la 1000 și fără certificat pentru copii până la 12 ani. Deocamdată folosim această măsură pentru a permite activităților să fie deschise. Asta era ideea, să mergi la un spectacol sau un restaurant și să fii în siguranță. Asta era ideea certificatului verde în acest moment. Certificatul verde se verifică cu o aplicație foarte simplă care se downloadează într-un minut, înțeleg, cod QR, nu trebuie să ai competențe foarte mari, sunt sigur că în orice restaurant din România există cineva cu care știe să folosească un telefon. Certificatul verde este valabil și pentru restul restaurantelor și cafenelelor. Municipiul nostru se apropie cu pași repezi de incidența de 3 la 1000 de locuitori. La Constanța, vineri, rata a fost de 2,98 de cazuri la 1000 de locuitori. Motiv pentru care ne așteptăm ca în curând această măsură să fie aplicată și la noi. Constanțenii ar putea intra în restaurante sau baruri doar pe baza certificatului verde sau a unui test PCR negativ. Asta s-ar putea întâmpla dacă incidența în oraș va trece de pragul de 3 la 1000 de locuitori. Este o măsură prin care suntem anunțați că de fapt este posibil ca în măsura în care o respectăm să nu mai existe limitarea activității restaurantelor. O parte dintre angajații restaurantelor și cafenelelor de la malul mării și-au descărcat deja aplicația. Însă chiar și așa, aceștia se așteaptă ca numărul clienților să scadă. Limitează, într-adevăr, numărul clienților în locațiile de servire a mesei în orașul Constanța, ceea ce înseamnă că vom avea pierderi, într-adevăr, un număr mai mic de clienți o să aibă acces în aceste locații dacă se respectă această măsură. Un număr mic de clienți înseamnă și încasări mai reduse. Patronii se tem că se vor trezi din nou în postura de a trimite angajații în șomaj. Nu am o părere bună, cu siguranță clienții se vor mai tria, cu siguranță vânzările o să mai scadă și ușor, ușor restaurantul va merge în jos și ne afectează și pe noi ca și personal. Cu cât vânzările scad, cu atât o să mai reducem din personal. O să ne afecteze foarte mult acest lucru, pentru că ne reduce semnificativ clientela care poate veni în restaurant. Ar fi fost mult mai bine dacă se păstrau acele restricții de distanță socială și poate un PCR, un test rapid, să fie o lovitură puternică pentru domeniul Horeca din Constanța și din România. Pentru alții, măsura este una bună, mai ales pe termen lung. Și asta pentru că, spun ei, astfel nu vor mai fi nevoiți să-și pună lacătul pe afaceri așa cum au făcut anul trecut. O decizie foarte bună, pentru că așa cum peste 3 crește, ne închidea înăuntru și așa ne dă șansa să ne continuăm activitatea și să nu ne mai trimită iar în șomaj tehnic, că era clar că se reduceau personalul și așa sperăm că poate pentru toată lumea devenim asumați și ne putem vaccina. Sunt și patroni care cred că decizia privind vaccinarea ar trebui să fie la latitudinea constanțenilor. Ca și economie totul e cam distrus acum. Și na, toată lumea trebuie să facă o alegere și să nu mai fim dezbinați, chiar dacă cei care nu vor să facă chestia asta, să nu fie judecați și nici invers. Asta e de fapt cea mai mare problemă, nu neapărat că ne vaccinăm sau nu, fiecare trebuie să-și ia decizia singur și după aia să meargă mai departe. De aceeași părere sunt și oamenii. E o mășurare. De ce? Păi de asta, că face separatismul ăsta. Înțelegeți? Asta e toată șmecheria. Nu-i bine. Nu sunt de acord. Adică e o discriminare. Nu se poate. Nu m-am vaccinat. N-am încredere, sincer. Cei care nu sunt vaccinați și vor să obțină certificatul verde o pot face și cu ajutorul unui test rapid. Însă acesta trebuie făcut într-o clinică acreditată. La fel se întâmplă și cu cei care au trecut prin boală.